Și îmi spuneați că vin lucrătorii, le-ați pus la dispoziție microbuze ca să vină din diverse locuri. Și vreau să vă întreb, spuneați că cântă în pauzele tehnologice, să zicem așa, le dați momente de cântare prin stație, prin microfon, cântece creștine. Cântă și cei care poate nu sunt din zona evanghelică sau pentecostală. Cum se raportează ei la colegul de muncă sau la poziția dumneavoastră ca și lider creștin în această întreprindere? Poate pe unii deranjează o cântare creștină. Așa după cum spuneați dumneavoastră, eu am 20 de microbuse pe care îi adun pe oameni pentru că Vicovul de Sus și zona aceasta este destul de întinsă și să nu vină oamenii iarna sau când plouă sau când sunt vreme mai rea, îi adun de prin toate împrejurimile și vin oamenii aici. Acum, cum să vă spun, noi avem o prietenie foarte bună cu niciodată când angajez pe cineva, nu-l întreb și nu l-am întrebat ce convingere religioasă are. Pentru că înaintea lui Dumnezeu suntem toți oameni și toți avem o valoare. Și n-am impus niciodată nimănui să cânte sau să nu cânte, dar vreau să spun că oamenii iubesc foarte mult, ei cer lucrul acesta și chiar vreau să spun că am înregistrat 6.000 de CD-uri pe care am scris pe ele acolo, se distribuie gratuit. Și le-am dat la toți oamenii și toți cei care au cerut, le-am dat. Și uneori ei au acasă la ei cântări și îmi spun chiar: domnule patron, am o rugăminte, uite, vreau să cântați cântarea aceea. Și le cânt, dar bineînțeles la cerința lor, că ei își doresc aceasta. Nu le impun la nimeni nici să cânte, nici să nu cânte, dar oamenii văd felul nostru de viață, traiul nostru și dacă văd în noi că suntem cu adevărat niște oameni corect cinstiți și suntem copiii lui Dumnezeu, cu siguranță apreciază și la rândul lor și ei vin la biserică, ne testează, să spun așa, să vadă dacă ceea ce spunem și trăim și cu aceasta încercăm și dovedim să câștige oamenii încrederea în noi. Cercând multe zone, chiar evanghelice, spune, domnule, business e business, Da, am biserica e cunoscut biserică. și eu câțiva, din păcate, câțiva oameni de afaceri creștini care au spus că eu nu am tată, nu am mamă în afaceri, nu am frate, nu am soră. Nu se face așa ceva. Să știți că mergi până la o anumită perioadă de timp, mergi cu principiul ăsta, dar nu este binecuvântat din partea lui Dumnezeu și în imediata perioadă următoare lucrurile nu o să meargă bine. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii, nu poți să-ți bați joc de un om, să calci peste cadavrul unui alt om, să te ridici tu sus. Dacă Dumnezeu te binecuvântează și te ridică El, e cu totul altceva. Dar tu când nu ții cont de sentimentele cuiva, de dorințele cuiva, de neîmplinirile cuiva, de necazurile cuiva și nu mă interesează pe mine de ăla, eu vreau să fiu eu, să apar cineva, să știți că Dumnezeu nu privește cu bucurie lucrul ăsta și nu-i place lucrul ăsta și nu-i binecuvântare. Dacă nu este binecuvântare din partea lui Dumnezeu, să știți că nimic nu este.